Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Aș vrea să ne oprim un pic la un subiect pe care poate l-ați auzit la știri și la noi, dar nu prea este popular, dar mie mi se pare foarte interesant ce se întâmplă. Mi se pare că una peste alta magistrații români par hotărâți să-și atragă antipatia totală a societății, au un program în sensul ăsta. După ce judecătorii s-au organizat și au câștigat în instanță, cine ar fi crezut? Numeroase procese pentru mărirea retroactivă și super consistentă a propriilor salarii. Este rândul procurorilor să încerce același lucru. Premiera absolută este că în acest caz procurorii nu invocă vreo hotărâre de guvern sau vreo ordonanță de urgență sau lege dată în România și neaplicată, ci fac o comparație cu colegilor din altă țară, de la altă instituție. Adică vor salarii ca afară pentru că, motivul fiind, pentru că și ei sunt procurori, cum sunt și ălilanții. Deci dacă ălilanții sunt plătiți mai bine la Luxemburg, noi de ce să nu fim plătiți ca la Luxemburg? Și au dat în judecată DNA. Corect. Da. E perfect corect, da. Tu știi ce salarii au în Marea Britanie? De fapt, nu mai e bun exemplu. În Franța. Bă, ăștia care fac matinal la radio... Iată. Aici aș fi vrut să ajungem, da. Vom ajunge, dați-mi voie să expun și cazul ca să avem, da, ia, hai că baza, să avem baza la discuție, cum ar veni. Deci este vorba despre o acțiune în justiție declanșată de peste 40 de procurori de la DNA. Reclamanții cer ca salariile lor să fie egale cu cele ale procurorilor din parchetul european. Adică să primească aproape 8.000 de euro pe lună în loc de 5.000, cât iau media acum. Acum cam 5.000 de euro, vor 8.000 de euro și pentru asta au dat în judecată. Motivul? Și ei și procurorii de la parchetul european, sunt zic parchet. Procurorii de nea, sunt în parchet. Ei se ocupă de parchet, de lustruire. Nu e ingresie, nu e altceva. Fac parchet, același lucru. Parchet. Au aceleași condiții de angajare, aceleași competențe, aceleași drepturi și facilități și toți se ocupă și de anchetarea fraudelor cu fonduri europene. Corect. Ca atare au dat în judecată DNA, cerând nu doar să le fie mărite salariile la nivelul celor de la parchetul european, ci și ca sumele pe care ar urma să le obțină instanță să le fie acordate retroactiv din 2021, s-a înființat parchetul european, iar la aceste sume să fie aplicate și penalizări de întârziere și dobândă. Și să fie și actualizate cu rata inflației. Și cu Bitcoin-ul, că poate investei. Bravo! Da. Dar 80%. Ba, adevărul că mereu m-am gândit, poate pleznesc și eu de asta retroactivă, dar nu știu de unde și cum. Dar mi se pare genial. Tu îți dai seama cum e? Nu te mai gândi că îți faci sânge rău. Și să ții retroactiv pe 3-4 ani, îți dai seama cât se adună, nici nu gândești. În plus, cei 43 de procurori de la DNA, care au dat în judecată instituția, au dat în judecată și Consiliul pentru Combaterea Discriminării. Ei, de asta de meserie, dau în judecată, nu-i normal să dai în judecată, adică și eu, dacă aș fi procuror, știi cât aș da judecată pe toată lumea. Și cer instanții să constate că ei sunt discriminați, pentru că nu sunt plătiți la nivelul colegilor de la Luxemburg. Nu știi, frate, dacă ce reacție să ai. O încerci, Vlad, de ce nu? Acțiunea este pornită pentru calcul drepturi salariale. A fost înaintată pe 15 mai anul ăsta la Tribunalul București, unde a fost înregistrată la secția Conflicte de Muncă și Asigurări de Muncă, potrivit documentelor consultate de publicația G4 Media, care a descoperit subiectul și l-a publicat în premieră, doar acum s-a aflat de acțiune, după o lună ei și-au început în 15 mai. Procurorii implicați au refuzat să dea declarații sau explicații publicației care a investigat subiectul. Adică G4 Media, cum spuneam, găsiți acolo toate detaliile, g4media.ro. Printre acești procurori sunt mulți șefi de departamente și adjuncții lor din DNA. Deci nu e vorba de ceva procurori marginali care se plictisesc pe la serviciu, deși la cum funcționează DNA în ultimii... cum funcționează DNA în ultimii ani, nu aș băga mâna în foc nici pentru șefi, că nu dorm pe ei la birou. Deci acolo oamenii la DNA nu par să mai aibă alte preocupări acum decât cum să faceți de mai mărim un pic salariile. Că altceva... Nu știu, mai știm ceva? Nu prea. Pe vremea când era doamna Chiove și se mai întâmplau lucruri. Acum nu se mai întâmplă. Și pentru clarificare, este adevărat că parchetul european are procurori delegați și din România.
cu mare potrivit legii europene, din toate țările membre ale Uniunii. Deci la parchetul acesta european, EPPO este abrevierea, care este condus de Laura Codruța Chioveși, sunt delegați procurori din toate țările membre, ei urmând să investigheze ce afaceri cu fonduri europene dubioase, suspecte, se fac în principiu în țările respective, adică să înțeleagă limba, să știe legislația, de aia sunt delegați. Ei activând în țările respective. Deci există procurori români delegați la parchetul european care investighează afaceri suspecte făcute în România, dar ei sunt lucrează totalmente independent față de autoritățile naționale, adică acești procurori delegați nu au nicio treabă, nu sunt subordonați DNA-ului, sunt plătiți exclusiv de către parchetul european, pe fonduri europene și este... Da, și ăștia de aici sunt frustrați că practic au aceeași lucrare, doar că... Da, doar că ei nu fac lucrarea. De ce ăia fac și ăștia nu fac și ei au banii și... Păi, poate asta. Cazul mie mi se pare de o bizarerie ieșită din comun. Sunt foarte curios și o să decidă judecătorii și urmează, adică mă întreb dacă nu care cumva urmează, că dacă se stabilește un precedent, aș vedea ca parlamentarii noștri să dea în judecată statul român și să ceară salarii ca la Parlamentul European. Păi ce tare ar fi. Nu, judecătorii, dacă ar fi ok, le-ar da stura, că ce? Da. De ce să nu le dai? Sunt colegi până la urmă. Eu cred că, da. Judecătorii, de exemplu, aici s-ar putea să aibă totuși niște rezerve, pentru că la ei... Dacă cineva spune, da, judecătorii noștri, de ce să nu aibă salarii ca în vest? Aici cred că judecătorii noștri s-ar opune. Adică, de exemplu... Crezi? Da, cum să... Adică, de exemplu, șeful CCR, domnul Enache, are salariul dânsului, este de 6,7 ori cât salariul mediu din România. Da, dar e level 100. În Germania este doar de 1,7 ori decât salariul mediu. Și dacă se aplică aceeași proporție... Da. Îi scade. Nasol de tot. Boss final level. Deci, da, nu cred că unii judecă că toți. Adică aici s-ar putea să devină brusc selectivi. Da? Oare n-am putea să ne dăm cu toții în judecată angajatorii, să cerem salarii ca în vest? Să ne facem o bucurie. Bucurie, da. Adică, ca în copilărie. Să facem, dacă domnii procurori reușesc în felul ăsta, au identificat... Sunt urmăriți, să știi. Noi și nu să facem... reținem și unde s-au dus, ca o cameruță. Era ce, o camera de muncă sau nu știu cum? Camera de muncă, da. Am prins un film. Cioc la camera de muncă. Ha, alo. Me, nous parlons aussi français. De ce să nu avem și noi les salaires de notre coleg de Paris? Da, care fac la fel, emisiune se cheamă la fel. Europe 1, practic, noi de ce să nu fim plătiți ca le realizatori du matinal, nu? Da. Cum ar veni? Eu merg. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.